Bună ziua, dragii noștri! Suntem din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, alături de Mihai Poparadu, un drag prieten. L-am avut invitat și în alte registrări, în alte episoade la Cărți deschise pentru minți deschise, vorbind despre cărțile lui Alan Watts. De asemenea, cum vă spuneam și în episoadele anterioare, nu uitați de campania online pe care o puteți găsi pe site-ul Editurii Herald și pe pagina de Facebook a Editurii Herald, Alan Watts și Înțelepciunea Nesiguranței. Găsiți acolo titlurile din seria de autor Alan Watts cu o reducere substanțială, un motiv în plus pentru a citi cărțile lui Alan Watts. Și de asemenea, lăsându-ne un comentariu, un gând, o întrebare legată de titlurile lui Alan Watts, cel mai apreciat, mai interesant comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Alan Watts. Astăzi vorbim alături de Mihai Poparadu, fondator Mindfulness Institute și centrul Seas for Happiness, despre cartea lui Alan Watts, Înțelepciunea Nesiguranței, carte pe care Mihai Poparadu a și tradus-o, și aș porni discuția noastră de la un citat sau încercând să parafrazez o vorbă plină de duh, aș putea spune, a lui Alan Watts. Alan Watts spune: am fost întotdeauna fascinat de legea efortului inversat. Uneori o mai numesc și legea pe dos, atunci când încerci să te menții la suprafața apei, te scufunzi, în schimb, atunci când încerci să te scufunzi, plutești, iar când îți ții respirația, ți-o pierzi, ceea ce mi-aduce aminte de o veche și uitată cugetare: cine va dori să-și scape, să-și salveze sufletul, îl va pierde. Mihai, ce înseamnă înțelepciunea nesiguranței în viziunea lui Alan Watts? Ce vrea el să ne transmită? Pentru că este un titlu cu o încărcătură foarte profundă, care spune foarte multe. Ce vrea el să ne transmită prin învățătura cuprinsă în paginile acestei cărți, implicit prin titlul cărții Înțelepciunea Nesiguranței? Păi, din nou, bun găsit! Cartea asta, de fapt, titlul ei, e cea care m-a atras către universul lui Alan Watts. Mi-aduc aminte că eram într-un anticariat din Berkeley, care e un oraș universitar la nord de San Francisco. Și acolo am găsit o ediție din 1962 a acestei cărți. Și m-a frapat exact acest aparent oximoron. Și deși și cartea asta a apărut prima ediție în 51, deci iată că anul viitor vor trece 50. 70 de ani de când a fost scrisă, rămâne extrem de actuală, și asta pentru faptul că așa cum știm și am simțit cu toții pe pielea noastră, să spun, mai ales în ultimele luni, deși credem că putem nu doar prezice, dar controla atât prezentul, ci viitorul, viața continuă să ne demonstreze contrariul. Și unul din lucrurile pe care îl punctează foarte frumos și elocvent Alan Watts în această carte este exact cum spune într-una din paginile de început, și o să citez: ceea ce ne afectează prezentul, ca să nu ne mai simțim bine, nu trebuie să fie nici măcar vreo spaimă despre viitor. Poate fi ceva din trecut, precum amintirea unei suferințe sau ceva rău ce am făcut care bântuie prezentul. Puterea amintirilor și așteptărilor este atât de mare încât pentru majoritatea oamenilor trecutul și viitorul nu sunt doar la fel de reale precum prezentul, ci mult mai reale decât acesta. Și, sublinierea mea, prezentul nu poate fi trăit cu bucurie dacă trecutul nu a fost curățat
și viitorul nu strălucește de promisiuni. Și dacă stăm și ne uităm și cum ne trăim viețile, dar asta pornește din felul în care am fost crescuți și educați și cum e construită societatea asta, o numesc eu generic vestică, cam asta este realitatea. Nu avem capacitatea de a ne bucura de ce este aici și acum, câtă vreme nu avem măcar iluzia certitudinii că lucrurile vor fi ok și în viitor. Și în lumea în care trăim și mai ales în lumea în care vom trăi, vrem, nu vrem, această cramponare cu îndârjire de ideea că știu și pot anticipa ce se va întâmpla, cu cât ne vom cultiva fiecare în felul propriu capacitatea de a mai ne relaxa un pic și de a accepta că n-am de unde să știu ce va fi. Singurele certitudini pe care le-am este despre ce a fost. Că vor apărea lucruri neașteptate, că mă voi confrunta cu un tip sau altul de ceea ce pentru mine voi percepe ca fiind suferință. Dar că în același timp avem fiecare și ca individ și ca grupuri capacitate de a ne crește această adaptabilitate la ceea ce este. Deci, cu cât vom putea face chestia asta, cu cât vom putea trăi mai bine și la propriu și la figurat. Și ăsta este unul din sensurile acestei sintagme, înțelepciunea nesiguranței. Primul este să o accept, să accept faptul că incertitudinea și schimbarea este una din puținele certitudini, că totul se schimbă, totul se transformă. Să învățăm sau să reînvățăm, să ne câștigăm încrederea că putem să ne adaptăm la ceea ce viața ne oferă fiecăruia, fiecăruia dintre noi. Și după care să vedem fiecare, din nou, în primul rând cu și pentru noi înșine și după aia și în grupuri mai mici sau mai mari, cum putem face acest lucru astfel încât nu doar să supraviețuim, ci să ne bucurăm. Ca să fac o glumă, știi și tu, circula o vorbă apropo de cramponarea, de siguranța viitorului. Singurele certitudini din viața noastră sunt taxele și moartea. Da. Îți pare că e un citat al lui Franklin. Da. Acum cu taxele știm cu toții, că mai ales într-un spațiu cum e al nostru, vin, trec, cresc, scad, fără ca noi să putem face cu adevărat ceva, dar iarăși ce subliniază el este că la nivel profund, cum era cazul și atunci când a scris cartea, deci în anii 50, și cum e cazul și pentru noi acum, da, în anul 2020, și cum a fost pe parcursul milenilor, viața în esența ei nu e mai plină de neprevăzut. Percepția noastră este acum mai acută, atât în general în această epocă modernă, în care, într-adevăr, anumite schimbări au un pas mai accelerat. Dar ce, și asta iarăși punctează Ellen White, ce ne lipsește nouă versus oamenilor care au trăit în epoci în care, spre exemplu, credința în ceva era mult mai pregnantă și partea din viața oamenilor și le dădea această relaxare. Dom'le, chiar dacă acum sufăr și mă doare, în viața de apoi va fi bine, deci merită. Pentru majoritatea dintre noi, la nivel profund, avem, n-aș spune neapărat o credință, ci dintre noi poate mai degrabă o speranță. Credința înseamnă să am convingerea că așa va fi. Nu știu pentru câți dintre oameni există chestia asta. Pentru mine e evident că nu. Și de aceea asta ne face să fim și mai pe de o parte îngrijorați de ce va fi. Nu ajută nici faptul că în spațiul ăsta și social și cultural și spiritual
momentul morții este cel al anihilării totale, deci după nu-i nimic. Ori aici, din nou, dacă vorbim despre cartea asta a lui Ellen White, trebuie pusă în contextul viziunii lui despre lume, care este profund influențată de spiritualitatea și diferitele curente din Orient, în care există această întrepătrundere și aproape îngemănare între viață și moarte, care este exact aceeași legătură dintre lumină și întuneric, între bun și rău, adică sunt două fațete ale aceleiași monede. Și aici, iarăși, e, până la urmă, responsabilitatea fiecăruia dintre noi să vedem cum putem să ne construim în timp o relație cu această inevitabilitate. Așa cum spuneai și tu citându-l pe Franklin, fiecare dintre noi vom muri. Dar important este cum trăiesc fiecare zi până când vine acel moment în care nu știu ce și cum va fi după. Da, la un moment dat, iarăși citeam, nu mai mi-aduc aminte exact în ce carte, era un soi de citat, trăiește-ți viața și fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Adică încercând să trăiești clipa prezentă, bineînțeles cu atenție conștientă. Eu am senzația că diferențele, până la urmă, sunt diferențe culturale și sunt cumva firești. Faptul că noi vestici, mă rog, societatea europeană, occidentală, trăim într-o cu totuși cu tot altă paradigmă decât cea orientală. Faptul că, uite, exact cum spuneai tu puțin mai devreme, ne agățăm foarte mult de tarele trecutului, ce am făcut bine, ce n-am făcut și aș fi putut face și poate dorința asta a omului și, de fapt, și neputința lui de a nu se întoarce în trecut și de a rezolva anumite lucruri cu mintea pe care o ai. Este și o vorbă, dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Cumva prezentul lasă senzația că pierde această bătălie cu prezentul, pierde bătălia cu trecutul sau cu viitorul, apropo de incertitudinea viitorului și de faptul că n-avem, efectiv, n-avem cum să mai schimbăm ceva din trecut. Da, aici eu constat, n-aș spune cu surprindere, dar cu un oarecare, să spun, regret, că deși criza asta prin care trecem acum, care e una de ordin sanitar, vine la un interval scurt de timp, nu? Vreo 10 ani de la precedenta criză care a fost economică. Dar pentru mulți oameni și pentru multe organizații, inclusiv pentru multe state, pare că nu am învățat nimic. Adică în continuare vorbim și tânjim să ne întoarcem la normalitate. Normalitate fiind cum a fost. În condițiile în care nu are cum să mai fie cum a fost. Și acest concept de new normal, noul normal, iarăși, el pare a fi foarte dependent de vechiul normal. Și e de înțeles de ce e așa, pentru că întotdeauna noi când ne raportăm, orice predicție pe care o facem despre viitor este grevată de ce am trăit și ce am experimentat. Dar cu toate astea, nu zic că ar trebui să ne cultivăm capacitatea de a ghici viitorul. Dar cred că ar trebui să ne cultivăm din nou, în primul rând, în plan personal și după aia ca și grupuri, capacitatea de a ne conecta la momentul prezent, să vedem, ok, unde suntem acum. Și să vedem cu adevărat, poate profitând de faptul că unele lucruri care se dovedeau sau erau considerate a fi, nu neapărat imposibile, dar nepractice, cum ar fi lucruri de acasă. Deci eu sunt convins că dacă am lua
statisticile care întrebau pe cei care dețin sau conduc organizații înainte de pandemie, care sunt șansele ca să faceți o tranziție la lucru de acasă într-un procent semnificativ versus realitatea, adică ce au fost nevoiți să facă, diferențele ar fi flagrante, care în sine demonstrează faptul că nu ne confruntăm cu o imposibilitate obiectivă, ci cu un blocaj mental. Acum, la mulți oameni, din nou, atât cei care conduc destinele organizațiilor, cât și cei care le formează, deci angajați, constat din dialogurile pe care le am, că sunt într-un teren al nimănui, în sensul în care nici nu sunt dispus să accepte, se poate și altfel și va trebui să fie într-un fel sau altul altfel, dar nici nu mai pot să uite că au trăit o vreme altfel. Și ce încerc să spun prin chestia asta este că, așa cum vorbeam noi doi înainte de a începe conversația înregistrată, este o perioadă foarte bună în care am putea să vedem, nu neapărat să începem de la zero, dar să vedem, ok, cu ce am învățat, cu ce am experimentat în această perioadă, care sunt niște lucruri care ne pot ajuta și să trăim și să ne bucurăm mai mult în viitorul apropiat, dar în același timp să ne construim, e un concept relativ recent lansat de un economist, Nicolas Taleb, acela de a fi mai antifragili. Altfel spus, să luăm în calcul din start că schimbări vor continua să fie, că unele din ele, folosind un alt concept lansat de el, vor fi de tipul lebădă neagră, deci ne vor lovi total neașteptat și impredictibil. Și cu toate astea să vedem cum putem merge mai departe. Și aici o sursă de învățare foarte bună este exact ceea ce, conștient sau nu, cam ne batem joc, este natura. Pentru că natura, prin tot ceea ce o formează, plante, animale, alte creaturi, că nu suntem singuri din fericire, a reușit, iată, de miliarde de ani să facă față unor schimbări, unele dintre ele la propriu cataclismice. Deci câtă vreme pământul ăsta a existat fizic ca suport, viața a găsit forme de adaptare și de evoluție. Ceea ce înseamnă că se poate. Apropo Dar de asta se poate câtă vreme, și asta e provocarea pentru noi oamenii, că știi, și asta punctează iarăși el în oască, să revenim la carte. Noi avem această capacitate extraordinară de a extrage chestii din trecut. Avem o altă capacitate extraordinară de a ne raporta la viitor altfel decât ne putem da seama până la momentul ăsta alte creaturi. Dar e important ca aceste capacități să ne fie în serviciul nostru, nu să ne domine. Pentru că altfel, și asta e ideea și din cartea asta și din multe din scrierile și zicerile lui Ellen White, altfel continui ca un ogar. Tot alerg, să-mi trăiesc viața într-un viitor la care niciodată n-ajung sau când viitorul devine prezent, cum spune el foarte frumos, nu mă găsește acasă. Apropo de blocaje mentale și de tipare mentale, crezi că există un soi de inadaptabilitate a omului contemporan la nou? Crezi că există un soi de rezistență a omului contemporan la schimbare? Este atât de înverșunat, aș putea spune, omul contemporan în a se agăța de zona lui de confort, adică acel ceva ce a fost și pe care aș vrea cumva să-l perpetuez ca stare la nesfârșit, să rămân în zona mea de confort și să nu mă adaptez schimbării, să nu mă adaptez noului? Într-un fel, eu cred că da. Pentru că, din nou, în spațiul ăsta pe care
contextul conversației noastre îl numesc generic vestic, am ajuns la un nivel de trai și la un nivel de confort de care suntem deja dependenți. Și ne dorim nu doar să-l păstrăm, ci ne dorim și suntem încurajați în moduri unele foarte flagrante, altele mai subtile, să ne dorim mai mult, pentru că merităm mai mult. Că altfel economia stă. Ori chestia asta e diferită nu doar față de cum trăiau oamenii în trecut, față de cum trăiesc majoritatea oamenilor astăzi, în anul 2020, în celelalte spații și pe celelalte continente. Dar acest confort care nu neg, mă bucur de el, dar în același timp mă face să vreau să-l păstrez, orice risc care vine odată cu o schimbare mă pune într-o stare de măcar anxietate, dacă nu panică. Ce este iarăși interesant și chiar săptămâna trecută am văzut un filmuleț produs de cei de la revista The Economist și am aflat și eu cu mare stupoare că România este țara cu cel mai mare procent de oameni care sunt proprietari. O hârtie cel puțin, că majoritatea au rate la bancă, dar proprietari ai locuințelor în care stau, aproape 90%. Comparativ cu Elveția, unde procentul de oameni care sunt proprietari ai caselor sau apartamentelor în care stau este de 38%. De ce menționez chestia asta? În primul rând pentru că, într-un fel, mi se pare paradoxal, deci din orice unghi ai lua să compari nivelul de trai și standardul de viață al românului cu al elvețianului, suntem pe planete diferite. Dar mai mult decât atât, în momentul în care eu sunt legat de glie la propriu, că m-am investit pentru o perioadă lungă de timp, că premiza de la care plec e că majoritatea oamenilor care s-au împrumutat ca să-și cumpere, deci asta înseamnă că au rate la bancă pe niște decenii. Ori în momentul în care eu sunt legat de glie în felul ăsta, măcar flexibilitatea de a mă muta și de a-mi schimba locația și chiar locul unde muncesc devine limitat. Dacă lucrez pentru o organizație care are o oportunitate într-un alt oraș, chiar și din România, sau în unele cazuri într-un alt site, dar în celălalt capăt al Bucureștiului, faptul că eu stau unde stau și că sunt proprietar acolo, devine un factor important. Acesta este doar un exemplu legat de ce suntem aproape deloc deschiși în mod onest la schimbare. Adică schimbarea la care suntem deschiși e cea descrisă de Caragiale într-o scrisoare pierdută. Să se schimbe totul primesc, dar în esență să nu se schimbe nimic. Și evident, dacă este să se schimbe ceva și dacă am parte de surpriză, să fie doar unele plăcute. Ori aici, iarăși, punctează foarte frumos Ellen Watts în cartea Înțelepciunea Nesiguranței. Eu nu pot să am parte de emoții și de trăiri pe care le numesc generic plăcute, câtă vreme nu îmi păstrez capacitatea și nu sunt dispus să le trăiești, să le experimentești pe cele neplăcute sau nedorite. Altfel spus, nu pot să am parte doar de plăcere dacă nu îmi cultiv deschiderea și poate curajul de a fi pregătit să simt și durere. Ele vin din nou la pachet și, da. Să spun generic, inima noastră nu este cum e materialul la Gore-Tex. Lasă să intre aerul, dar nu lasă să intre apa. Nu, ori intră tot, ori nu intră nimic. Și aici, iarăși, e nevoie să ne cultivăm fiecare dintre noi, inclusiv această capacitate de a accepta. Nu doar că nu am control, dar să accept
și lucrurile nedorite care apar în viață. Să-mi cultiv capacitatea de a fi mai, să spun, îndurător cu disconfortul, de un fel sau altul. Care, din nou, în multe țări și pentru miliarde de oameni, este un fapt al vieții, ca să spun. Toleranța la disconfort. Da, printre altele. Și legat de chestia asta, toleranța la disconfort, adeseori noi ne auto-accentuăm, pentru că în multe situații nu e doar disconfortul, să spun, psihic, fizic sau emoțional propriu-zis. Noi, peste ăsta, adeseori inconștient, adăugăm o opoziție. De ce mie? De ce eu? Dar cum, când eu am fost așa și tu te-ai comportat așa? Toate sunt demersuri mentale, gânduri. N-au legătură directă cu ceea ce eu simt dacă nu pun tot bagajul ăsta. Este în budism se vorbește despre, e ca și cum cineva îmi trage o săgeată care îmi produce o suferință fizică, care e obiectivă, dar la care mai îmi trag eu încă una, două sau alte trei săgeți de genul, da, de ce eu, da, cum, deci tot bagajul ăsta de gânduri, până la urmă și nenecesare și inutile, care nu fac decât să-mi accentueze suferința inițială. Așa cum spune o zicală care îmi place mie, în unele cazuri suferința fizică este un dat, suferința psihică este opțională. Este o alegere. Alegem sau nu să suferim. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Mihai Popa Radu, fondator Mindfulness Institute și centrul Seas for Happiness, traducător al cărții despre care noi am povestit astăzi, Înțelepciunea nesiguranței, de Ellen Watts, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați de campania Ellen Watts și Înțelepciunea nesiguranței, intrând pe site-ul editurii Herald. Vă așteaptă reduceri substanțiale la toate titlurile, toate cărțile din seria de autor Ellen Watts. Mulțumim foarte mult, Mihai Poparadu. A fost chiar o discuție foarte interesantă și sper ca cei care ne-au urmărit, cititorii Herald cu precădere, să-și fi luat doza mică, spunem, de înțelepciune, să privească poate cu mai multă încredere viitorul, să lase cumva, cum îmi plăcea mie să spun în urmă cu câțiva ani, apropo de trecut, locul curat și uscat, și să trăim cu adevărat clipa prezentă și să ne bucurăm de experiențele prezentului. Mulțumim, Mihai Poparadu. Noi ne dăm întâlnire la un viitor episod la Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Numai bine! La revedere!